M-aș bucura tare mult dacă ați da un like. Dacă considerați că emisiunea este aiurea sau canalul ăsta este aiurea, dați un dislike. Aici, jos pe YouTube, este posibilitatea asta să spuneți. Vă place? Nu vă place? Despre ce este? Dar m-aș bucura dacă îl dați. Indiferent care din ele este. Hai să începem cu punctul. Rollerul. Roller mofa până la 25 de km pe oră. Și mulți m-au întrebat, domnul Mocanu, ce se poate întâmpla dacă mă prinde poliția? Eu nu am carnet nici de mașină, nici de roller, nici de nimic. Eu nu am carnet deloc, n-am avut carnet vreodată și mă prinde că conduc un mofa, o motocicletă din aia mică, subțire, slabă, care merge cu maxim 25 de km la oră. Oameni buni, aici un pic trebuie să mă anunț că trebuie făcut o mare diferență. O mare diferență. La aceste motociclete, aceste biciclete, să spunem așa, cu motor, care nu depășesc 25 de km pe oră, nu intră în standard legii de circulație. De ce? Pentru că, ca să conduci un asemenea motoretă mică, mofa sau roller, nu este nevoie de un carnet de șoferi unde trebuie dovedit o școală de șoferi, unde trebuie dovedit un examen. Nu. Pentru a conduce un asemenea aparat, să spunem așa, este nevoie doar de dovada unei mici examene care se dă și atunci este clar că poți să conduci acest aparat. Clar, persoanele care au deja B-ul sau de la B în sus, toți au dreptul să îl conducă, clar. Dar cine nu are deloc, nu are nici el dreptul să-l conducă, dar ce poate să-i se întâmple? Poate să-i se întâmple doar o amendă. Doar o amendă de avertizare, o penalizare, cum se spune. Nu este o amendă penală, de exemplu, în care ți se spune că gata, 2 ani de zile, 3 ani de zile, nu mai ai voie să faci școala de șoferi, să-ți faci carnetul B-ul. Asta nu este. S-a scos cu ultima legislație care a apărut în 2018, parcă sau 2019, s-a scos varianta asta, deci ți se dă doar o amendă, o penalizare. Ăsta este un lucru bun. Înainte, de exemplu, era că dacă conduceai, ți se lua atunci și dreptul de a face în următoarea un an, 2 sau 3, să faci școală de șoferi pentru a-ți face carnetul. Acum a dispărut varianta asta. Consider că este un lucru bun pentru că, da, acum îți dai seama că aia 20 de kilometri pe oră, de obicei lumea, eu ce am observat, merge pe trotuar. Nu o să meargă pe stradă, că merge tic, 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 tic și blochează toate străzile. Ei mai mult merg pe trotuar. Dar asta este, eu zic că e un lucru bun, da? Dar nici într-un caz dosar penal, într-un caz dosar penal. E posibil să vină un dosar penal dacă te prinde de 10 ori, spune, băi, păi tu nu ești normal, tu tot încalci legea. La un moment dat e clar. Noi vorbim acum de prima abatere, da? Totdeauna este vorba de prima abatere. Acolo nu este așa de grav, da? Dar dacă îl dau numărul jos de la bicicletă electrică de 45 de kilometri, ce se poate întâmpla? Tot așa, o amendă foarte clară ți se dă. Atenție, dacă este până la 45 de kilometri pe oră, acolo poate să fie un dosar de înșelăciune. Pentru că odată ce legea spune că pe aparatul acela, indiferent că este 2 roți, 4 roți, 10 roți, egal ce, odată ce legea spune că trebuie să fie înregistrată în circulație, adică primit un număr, cum este și la rolleruri mai mari, de 25 de km, primești un număr de la asigurare, tot o înregistrare este, și tu nu-l pui și conduci fără, atunci tu înseamnă că tu vrei să înșeli statul. Da? Și atent, acolo poți să primești un dosar penal. Da? Trebuie avut grijă. Niciodată nu știi în ce sau cum gândește polițistul ăla, cum vede el legislația, cum vede el poziția ta față de el. Da? Dacă ești obraznic, cu siguranță te va arde, va căuta cele mai dure amenzi. Dacă ești cum se cade, da, domnul mi-a picat, uite, nu-i șurubul, nu știu ce, e ok, da? Totdeauna este de la caz la caz. Dar
în cel mai rău caz poate să ajungă să ai un dosar penal de înșelăciune urât de tot. Clar. Așa. Da,